Bine v-am regăsit, dragi cititori, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise, o rubrică inițiată de editura Herald. Astăzi alături de noi este doamna Elena Drișcu, manager de librărie la Casa Cărții Suceava din lanțul de librării Alexandria Librării și vom vorbi despre campania de Black Friday pentru că se apropie cu pași repezi și iată e un prilej în plus, este și toamnă, un sezon numai bun pentru citit, pentru a ne achiziționa cărți. Lucrul acesta se întâmplă an de an și aș vrea să vă întreb, să începem discuția noastră legat de industria cărții. Ce importanță au reducerile în cadrul unor campanii, cum este și aceasta de Black Friday, pentru cititorii de carte? Bănuiesc că sunt două categorii de cititori, cei care au și potențial financiar și cumpără cărțile, indiferent de prețul lor, cărțile dorite, bineînțeles, dar sunt și alți cititori care își doresc și urmăresc chiar anumite promoții pe care editurile, cum este editura Herald sau librăriile, cum este librăria dumneavoastră, care urmăresc aceste, să le spunem, promoții și își doresc să achiziționeze cât mai multe cărți. Acum fiind vorba despre Black Friday, cât de importante sunt reducerile în această perioadă pentru consumatorii, pentru cititorii de carte? Bună ziua! Sunt foarte importante reducerile pentru că, exact cum ați spus, unii cititori așteaptă cu nerăbdare aceste campanii pentru a le putea achiziționa, adică își cumpără mai multe cărți în loc de una, două, poate să-și cumpere 3-4. Copilașii, la fel, în perioada asta, părinții le pot cumpăra mai multe cărți care ei le așteaptă cu foarte mare interes. Și editurile ar trebui poate un pic să facă această campanie pentru toate titlurile, chiar și pentru cele foarte bune, nu pentru un anumit pentru anumite titluri. Cu cât sunt mai multe, sau chiar editura întreagă, dacă are posibilitatea, este cu atât mai bine. Pentru că de multe ori vin clienții și aud de o editură că are reducere așa foarte rapid, rămân dezamăgiți că cartea care o doreau de fapt nu este la reducere. Și important lucrul acesta. Ce ați observat? Vânzările oricum sunt cresc în perioada asta. Sunt campanii din partea librăriilor Alexandria pe Facebook în permanență. Clienții sunt informați de aceste reduceri și vin cu drag și le așteaptă cu foarte mare interes. Mai am două întrebări. Prima, ați observat, mai ales în contextul actual, pe care cu toții, de fapt, ne dorim să trecem cât mai repede peste această perioadă și să revenim cumva la un soi de, hai să-i spunem, normalitate, cel puțin din punct de vedere al interacțiunii umane, să avem această libertate și posibilitate de a merge în librărie atunci când ne dorim noi. Ați observat cumva, ca public cititor, sunt mai puțini oameni, asta este clar, sunt mai puțini oameni în librării. S-au mutat în online, au crescut cumva vânzările în online. Eu am observat că și site-ul și pagina de Facebook a librăriei Casa Cărții Suceava din lanțul de librării Alexandria e foarte bine pus la punct și mă gândesc că cumva plusul pe care noi îl trăim de 7-8 luni de zile încoace din punct de vedere al tehnologiei este că cei care au un site bine pus la punct, care au o pagină de Facebook la fel de bine pusă la punct, care interacționează și tot timpul sunt în contact cu cititorii, ei cumva reușesc să se mențină pe linia de plutire. Da, așa este. O parte din clienții noștri și le achiziționează cărțile online.
datorită tocmai acestor informații pe care le primesc în permanență. Și în librărie ajung mai puțin. Deși ei își doresc foarte tare, clienții, să ne tragă pragul, să vină să răsfoiască o carte mai mult decât online. Dar sperăm, cum ați spus, cât mai repede să trecem peste această perioadă și să revină în librării cât mai curând clienții noștri. Din experiență? În special copiii. În special copiii suferă cel mai mult de acest fapt. Din experiența ultimilor ani, nu știu, să spunem 5, 10, 12 ani, s-a schimbat cumva topul preferințelor românilor în ceea ce privește lectura, cititul, și aici mă refer, întotdeauna beletristica a fost pe primul loc. Cele mai vândute titluri au fost din zona beletristicii. Dar observ în ultimul timp, în ultimii ani, cu precădere un soi de reorientare a cititorului român către zona literaturii sapiențiale, texte sacre fundamentale ale umanității, texte de înțelepciune, tradiții spirituale, dezvoltare personală, motivaționale și așa mai departe, mai mult decât beletristică. Asta și datorită faptului că au un fel de backup, să spunem, din zona pieței de cursuri. Sunt foarte multe cursuri, dezvoltare personală, tradiții spirituale, de asemenea seminarii, conferințe, vin tot felul de maestri spirituali din Asia. Și atunci cumva, pe lângă partea practică, să spunem, oamenii își doresc să primească informații din partea teoretică pe care le regăsim, să spunem, în cărți. Și am observat lucrul acesta, orientarea către zona aceasta. Da, așa este și la noi la fel. În ultima perioadă se caută foarte mult cărțile motivaționale, tot felul de cursuri de vânzări, spiritualitate, beletristica, deci cam jumătate-jumătate, să zic, nu chiar a scăzut. Noutățile, în permanență trebuie să fim la curent cu toate noutățile, pentru că clienții urmăresc și vor tot ce apare nou la toate editurile, în aceeași măsură, și celelalte cărți, da, cum ați spus. În mediul online văd anumite informații, dar după aceea cartea o vor din librărie pentru a o răsfoi și a o citi complet. Nu doar o parte de curs sau cât mai complet, cât mai... dacă vin după o carte și le arăți zona, cu siguranță mai cumpără două, trei. Sunt deschiși pentru asemenea informații. Dragii noștri, a fost alături de noi doamna Elena Adrișcu, manager de librărie Casa Cărții Suceava din lanțul Alexandria Librăria. Am vorbit despre Black Friday, campania inițiată de editura Herald. De asemenea, vă invităm, vă recomandăm să intrați pe site-ul editurii Herald, dar bineînțeles și pe site-ul librăriei Casa Cărții din Suceava pentru a achiziționa cărțile mult dorite. Toate materialele, toate interviurile cu invitații noștri speciali le găsiți pe pagina oficială de Facebook a editurii. Ce să vă dorim? Lectură plăcută în primul rând, pentru că iată, este Black Friday și sunt reduceri substanțiale la cărți în această perioadă. Mulțumim foarte mult că ne-ați urmărit, mulțumim și doamnei Elena Drișcu. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Să aveți o zi frumoasă în continuare și nu uitați, mulțumim. Black Friday, mulțumim. Lectură plăcută. La revedere! Mulțumim, la revedere!